Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vom vorbi despre Ziua Națională, 1 decembrie. Mâine se sărbătoresc 100 de ani de la momentul 1 decembrie 1918. Așa cum știm din discuțiile pe care le-am avut cu ocazia zilei de 1 decembrie de-a lungul anilor, de la istorici, de la cercetători, politicieni, a fost un moment de grație al istoriei României, al politicii românești, al națiunii române. Și de aceea acum vorbim despre anul centenar, vorbim despre patriotism. Și am vorbit despre patriotism, cum spuneam, și cu istorici, și cu critici literari, și cu politicieni. Vă propun astăzi să vorbim în preajma zilei de 1 decembrie, Ziua Națională, și toată lumea are tricolorul, împreună cu neurochirurgul Bogdan Iliescu. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașului. Bine v-am regăsit. Mi se pare o modalitate foarte potrivită, mie cel puțin, de a discuta despre patriotism și Ziua Națională nu doar cu istorici și politicieni, cu critici literari sau critici de artă, pentru că patriotismul este un sentiment general. De așa acolo. Cum avem toți creier. Da. Patriotismul e o bucățică mică din el. Patriotismul e o bucățică mică. Da. Dumneavoastră, ce relație aveți cu patriotismul? Eu am una ambiguă, cumva. Da, nu, înțeleg foarte bine. Nefiind nepatriot. Absolut. Înțeleg foarte bine, pentru că și pentru mine a fost o noțiune greu de cuprins, hai să spunem așa. Dar interesant că pe măsură ce îmbătrânești, începe să capete o formă, o consistență, hai să spun așa. Și nu știu despre tine unde ai reușit să-ți arunci ancora. Pentru mine, patriotismul vine în primul rând din dragostea de oamenii de aici. Și poate sună ciudat, pentru că istoria sau 100 de ani de la, într-adevăr, momentul de grație al istoriei românilor, nu ne prinde în cea mai bună formă ca nație sau în cele mai bune manifestări ale noastre ca nație. Dar sunt niște oameni pe care eu iubesc, cu care am crescut, care până la urmă au făcut o țară în care m-am născut. Știi, așa, să divaghez foarte puțin, mă deranjează foarte mult cum toți vorbesc așa în sictiri aproape. România, țara asta, da, e țara făcută de părinții voștri, îți înjuri mama și tata la propriu. Și o fac cu nonșalanță, nu cred că au realizat treburile astea. E țara pe care au făcut-o părinții noștri, asta este. Tare mi-e frică că problema de fapt nu e la ei, la noi. Dar revenind, trecând peste faptul că nu suntem chiar în cea mai bună formă psihologică, hai să spunem, din istorie, este o națiune de oameni frumoși și cu un potențial enorm și pe care îi iubesc și pe care am ales să-i servesc așa cât pot și cum pot. Cei mai mulți sceptici pe aceste aspecte pun accentul. Nu suntem în stare de nimic. Nu facem mare lucru. Nu facem ca națiune un spital. Fac două femei undeva în sudul țării. Nu facem autostradă. Nu avem proiecte mari. Nu avem motive de patriotism. Le știu pe toate. Sunt așa de comune încât chiar dacă nu deschizi niciodată un televizor, un radio sau altceva, le afli din jurul tău. Eu îmi permit să nu fiu de acord. Și vezi, sunt multe lucruri, bineînțeles, am putea discuta probabil săptămâni întregi, dar eu nu cred că nu suntem în stare. Suntem aceeași națiune care a fost în stare de lucruri absolut fabuloase. Suntem aceeași națiune care are, uite, îmi pare rău că n-am fost foarte atent la toată emisiunea cu istorici, dar care are respectul istoric al celorlalte națiuni, cel puțin din Europa, ăștia care ne cunosc mai bine. Suntem aceeași națiune care a ținut un imperiu sau mai multe imperii la graniță sute de ani și așa mai departe. Ce spuneam, nu suntem în cea mai bună formă, pentru că am ieșit dintr-o formă de organizare bună, rea cum o fi fost, dar era o viață organizată și probabil că cei care regretă vremurile trecute, asta regretă. Și din nefericire, încă nu au apărut oamenii, dar o să apară. Știi, versiunea optimismului, sper să nu greșesc, cred că de la Neagu Juvar am auzit-o prima oară. Versiunea optimistă este că o națiune supraviețuiește oricărui conducător. Că asta e mersul istoriei, știi, poporul ăsta e aici de 2000, dacă nu mai bine de ani, și au trecut tot felul, de la Mihai Viteazu până la Viorica Dăncilă, nu e nicio problemă. Au fi fost și mai răi și mai buni ca ei, nu zic nu. Dar noi supraviețuim și sigur
într-un viitor nu foarte îndepărtat, când ne apropiem de fund, o să se vadă chestia asta. Eu știu și studiul ăla a făcut, e o pan-european, în care lumea vede, a, românii nu știu să lucreze în echipă, ți-am zis eu, domnule, nu sunt în stare să facă nimic. Da, dar nu vede nimeni că acolo românii sunt printre cei mai deștepți din Europa, ca inteligență nativă, sunt printre cei mai creativi din Europa. Și atâta trebuie. Unul care să vrea să pună în valoare toate aptitudinile astea și s-a rezolvat problema. Nu sunt așa, chiar așa pesimist în ce privește viitorul românilor. În legătură cu aspectul acesta al faptului că acest popor e de multă vreme aici, de foarte multă vreme, și de faptul că am fost pavăză pentru creștinătatea din Europa în fața Imperiului Otoman. Știu o poveste cu un turc ajuns în România, în Iași, și care, după o perioadă, s-a gândit să ceară, să solicite cetățenia română. În acest proces, unul din pași este acela de a da o examinare la istoria română. Ori el a spus, am fost șocat să văd că românii spun că au învins pe turci mai de fiecare dată. La toate lecțiile de istorie, Mihai Viteazul învingea, Ștefan cel Mare învingea, Mircea cel Mare sau Bătrân învingea și tot așa, Vlad Țepeș. Da. Ori ei în istoria Turciei au învățat cu totul altceva. Da, exact. Ei au încercat să scrie istoria învingătorilor, dar nu le-a ieșit. Pentru că, știi cum e, aici toată lumea scrie cam aceeași istorie, mai mult sau mai puțin. E foarte frumos și vezi, asta este interesant. Și nici asta nu ne dă de gândit. Și probabil că turcul ăsta e unul din foarte multele exemple de oameni care au venit din alte culturi și alte civilizații, să spunem așa. Nu știu dacă mai bune sau mai rele, nu cred că poți să clasifici civilizațiile. Iar întâlnirile de civilizații și de culturi sunt întotdeauna fascinante. Absolut, absolut. Vreau să-ți povestesc din ultima vizită în Statele Unite, când ne-am întâlnit cu un mare președinte al unei mari școli. Suntem foarte interesanți pentru lumea civilizată, inclusiv din punct de vedere genomic, adică a amestecului de gene care există pe pământul ăsta. Că ele se manifestă într-un fel sau altul, e altceva, repet. Cred că suntem foarte mult înclinați să analizăm și să ne facem păreri după lucruri superficiale, de formă, și puțin înclinați să vedem, profunzimea lucrurilor și să vedem ceea ce se poate face de fapt cu ceea ce avem. Și păcat, e mare păcat. Repet, ca potențial, eu nu cred că sunt multe națiuni mai potente decât românii. Dar trebuie să treacă peste superficialitatea asta a unui televizor mai mare și a caprei vecinului și în momentul ăla o să vedem niște lucruri fascinante. Și le avem în noi, eu sunt convins de treaba asta. Vreau să vă întreb un lucru, s-ar putea să fie un pic periculos. Ne plac. Există studii foarte recente, luăm în mare cifrele, 7 milioane de români care au emigrat în ultima perioadă, dintre care aproximativ 90% nu vor să se mai întoarcă. Aceștia nu sunt patrioți? Nu cred că patriotismul ți-l manifest în țară neapărat. Eu nu cred că patriotismul este așa o sumă de fapte și de sentimente care, să spun, complet în afara noastră. Nu e o religie. Patriotismul, în capul meu, este fiecare lucru pe care îl faci în fiecare zi. Dacă reușești într-o zi să te porți frumos și civilizat cu toți semenii cu care te întâlnești, pentru mine e un semn mai mare de patriotism decât dacă te ridici pe statuia din mijlocul Berlinului și când îți deșteaptă-te români. Mie chestia aia nu îmi spune absolut nimic. Patriot... mai curând ridicolă. Da, poți să dea în lucruri patologice. Faptul că te duci la un job conștient, nu că te-ai dus acolo să te vadă un șef și să iei niște bani amărâți, ci faptul că te duci acolo și faci o treabă bună, astfel încât ăla de lângă tine să poată să face și el o treabă bună cu ce ai făcut tu și în felul ăsta să construim, ăla este pentru mine patriotism. Patrioții sunt oamenii aia care au preferat să stea în frig și în ploaie să voteze, pentru că au votat în număr imens, au fost șocant.
Și atunci mi-am dat seama exact de ce spuneam. Atunci ne-au admirat foarte multe națiuni. Păi bineînțeles, pentru că aia este o dovadă pură de patriotism și oameni cărora le pasă. Și știi, noi aici ne-am obișnuit, ne complacem suportul ăsta social grozav pe care îl avem. Toți avem familii, prieteni, oricât de greu e, un mic și o bere se găsește tot timpul. Ceea ce evident aduce un pustiu de bine, dar pe de altă parte te ajută foarte mult să te complaci. Știi? Și de asta e periculos. Merge și așa. În momentul în care nu mai ai suportul ăsta social și în care nu mai merge așa, îți dai seama că tu ești român, de fapt ești foarte mândru de ceea ce ești. Constați când te duci și te bați, experiența asta am avut-o și eu. Nu că te bați, evident, când te întâlnești cu alte nații, cu alte școli, cu orice altceva, că nu ești nici cel mai prost, nici cel mai vai de capul tău și poți să faci față sau foarte mulți români pe unde știu eu că sunt lideri sau sunt în vârf. Și în momentul ăla, știi, patriotismul ăsta de care noi vorbim așa, ca să nu mai spun zilele astea, că asistăm, nu, dar zilele astea asistăm la un circ absolut penibil. Adică am tras pe turta noastră un an de zile și anul ăsta, hai să ne împăcăm să fie ok. Asta este, să ne unim. Este culma penibilității, bineînțeles. Dar nu vorbim despre oamenii, deci patriotismul îl găsești la oamenii de pe stradă, știi, probabil că emisiunea asta ar trebui să fie pe stradă. Și să-i vezi pe fiecare cum să bucură pur și simplu. Să vezi oamenii normali, care sunt majoritatea, dar nu sunt văzuți, să bucură, chiar să bucură, știi? Și eu mă bucur grozav, abia aștept defilarea de pe 1 decembrie, știi? Sunt mândru așa de cum e ea noastră, știi? Ea mea, nu e altuia. Mi-ar fi trebuit haine mai groase, dar probabil, da. în orice 1 da. Decembrie, fie în orice exact. An. Într-un interviu foarte recent, ați spus așa, luăm ce este bun și păstrăm ce este bun din fericire, din experiențele noastre. Da. Vreau să întreb, așa se întâmplă și cu popoarele sau doar cu indivizii? Nu, așa se întâmplă și cu noi, așa cu românii? Se întâmplă și cu popoarele, da. Păi uite-te cum arată o carte de istorie la noi. Păstrăm lucrurile foarte bune. Din fericire, memoria selectivă funcționează și la nivel individual și la nivel de popor, hai să spunem așa. Chiar mă gândeam, venind încoace, că de ce se repetă istoria Domnului? Ar trebui să învățăm. N-avem cum. Lucrurile foarte bune se păstrează, alea nenorocite pe care n-ai vrea să le repeți, neavând experiența brutală, știi, fizică, asta n-ai cum. Adică, oricât aș citi eu în cartea de istorie despre câmpurile alea cu țepușa al lui Vlad Țepeș, care vă dați seama să stai acolo pe câmpul ăla și să simți mirosurile și toate cele, ar fi fost probabil un șoc pe care nu l-ai uitat toată viața. Dar așa citești într-o carte, știi cum e. Da, n-am rezolvat nimic. Ce se întâmplă în aceste zile sau ce se întâmplă așa în mod oficial cu ține cumva de un fel de festivism, ce se întâmplă cu ceilalți care spun românii nu sunt în stare de nimic, este extrema cealaltă într-un fel, ori noi aici sentimentul meu este că ținem un fel de medie și vorbim despre oameni cât se poate de normal, fără funcții în sensul ăsta, că normal sunt și ceilalți. Da, mă rog, mai mult sau mai puțin. Nu am mare și ce dubii vis-a-vis despre unii mie, dar cred că e clar că nu ne reprezintă, asta e evident. Că e vina noastră când am fost la vot, putem începe o discuție iarăși fără nicio finalitate, dar nu ne reprezintă. Ar fi o greșeală enormă să judeci românii ca popor, ca națiune, după conducătorii pe care, că aia nu sunt lideri, după conducătorii pe care are acum. Ar fi o mare greșeală. Pentru că știi, orice om întreg la cap ar veni și ți-ar da încă 100 de exemple, începând cu cei de acum 100 de ani pe care neapărat trebuie să-i pomenim, care au profitat de un anumit context istoric. Tocmai asta e și ideea. De asta sunt lideri politici, să profite de contextul istoric și să facă bine țărilor. Deci aia au fost o generație de elită din toate punctele de vedere. Și atunci putem să aducem toate contraargumentele astea și nu ține, evident că nu ține. Ceilalți, știi, noi ne-am obișnuit să părem niște rasați și niște rafinați și blazarea asta că așa sunt românii, domnule, n-ai ce să le faci, poate dă bine la ei în baie, în oglindă. Altfel, pentru mine, ca mesaj, este fix zero și nu spune decât lucruri ușor neplăcute despre oamenii care preferă să complacă în felul ăsta, dacă vrei. Dar, repet, românii adevărați, îi vezi
trebuie să ieși un pic din oraș, trebuie să ieși din tumultul ăsta mediatic, din care probabil 90%, dacă nu mai bine, e dezinformare și este un mesaj bine orientat de cineva anume, și să ieși și să trăiești printre ei, să mergi de aici, de la aia, și simplu, mergi până la Poiana Largului, de exemplu, unde am un moș pe care, dacă îl cunoști, nu mai ai niciun dubiu și nu mai ai nicio frică despre viitorul românilor, știi? Trebuie să vii la noi la spital și să vezi oamenii așa cum sunt ei, pur și simplu. Și gândește-ți oamenii în fața bolilor, unele boli crunte, dar ei rămân oameni, îți zâmbesc dimineața, se bucură de ziua lor, se bucură de ceilalți români din jurul lor și așa mai departe. Deci cred că avem o imagine falsă creată, pare rău că trebuie să o zic, de media. Tocmai la televiziune. Asta e, exact. Adică în momentul în care nulități au aproape 90% din timpul de emisie, evident că cineva, inclusiv oameni cu foarte mult creier în cap, că își pot crea o imagine falsă, dar să nu confundăm esența cu, repet, cu circul de pe sticlă, că nu e cazul. O rădăcină sau un izvor al patriotismului pare a fi zona aceasta educației. Cine prinde generații, să spunem, extraordinare de profesori, sperăm că sunt cât mai una lângă alta aceste generații, devine automat un admirator, un patriot într-un final. Exact. Scuze, ăsta e fenomenul, să spunem, istoric de școală. Asta înseamnă școală. Tu ai văzut niște oameni extraordinari pe care automat, nu că-i copii, dar încerci să le duci mesajul mai departe, să nu-i faci de râs cu lumea. Știi? Adică profesorii, când sunt profesori adevărați, au exact același impact psihologic ca și părinții. Așa cum nu furi pentru că ți-i rușine și mama din mormânt de 20 de ani, știi, ți-ar face observații sau îți crapă obrazul de rușine, așa îți capă obrazul de rușine și să apari și să vorbești, de exemplu, aiurea românește când știi că 8 ani de zile ai avut un super profesor de română. Sau orice alt exemplu vrei. Și, într-adevăr, e păcat că și școala a intrat în mercantilismul ăsta deșanțat, care, repet, nu are absolut niciun fond. Dar, din fericire, am un contact foarte puternic cu generațiile tinere și, repet, cred că am mai zis-o aici la tine de 10-20 de ori, suntem extrem de norocoși. Din spate vin generații de copii absolut fabuloși, pe care ar fi bine să nu-i mai stricăm cu tot felul de buzdăganii, ca să ne dăm noi interesanți, nu-mi dau seama exact care importanți, savanți, rasați, repet, sau niște mari intelectuali, spunem dume dintre astea, inclusiv reprezentanții voștri din media de mare greutate, ca să mă exprim așa, și vin cu niște mesaje dintre astea, nu că pesimiste, sunt de-a dreptul gheboase, știi? Pe care copiii ăștia nici măcar, din fericire, încep să nu le mai perceapă. Știi? Pentru ei noțiunea de ziar e aproape inexistentă și așa mai departe. Și cred că acolo e salvarea, de fapt. E undeva o noțiune aproape de muzeu. Da, exact. Pentru ei. Vorba, nu mai știu ce este CDC, dar minte ziarul, ceva, da. Dacă le spui de ziar, îți dau seama că ești foarte bătrân. Ce relație ați avut cu istoria în copilărie, școală, adolescență? Da, interesantă întrebare. Îmi place foarte mult. Mi-a plăcut la început istoria civilizațiilor, deci ca manifestare culturală, chiar și artistică, mai puțin că sufletul meu de artist se oprește la muzică, după care a devenit interesantă și partea, să spunem, politică, știi? Și, de exemplu, mă strădui, cred că sunt de acum 15 ani serioși, să dezleg ghițele lumii din al doilea război mondial. Partea de război, armată, să spunem, dar partea politică, socială, a fost o chestie absolut extraordinară. Deci îmi place istoria enorm. Iarăși am avut noroc, apropo de profesori, ne-a deschis profesorul de istorie ochii foarte devreme, cred că eram între 7-a sau 8-a, că istoria, de fapt, se scrie pe niște linii de forță și sunt foarte puține. Da? Sunt oamenii, resursele și cam atât, poate una, două, dar restul de suprafață. Știi? Nu venea nimeni în România să ne cucerească pentru că suntem noi, ci pentru că erau oameni mulți și erau oameni foarte buni. Și resurse, bineînțeles. Dar oamenii erau cheia, din nou. Știi?
nici ceilalți nu voiau să ne transforme în musulmani pentru că nu mai puteau ei de, să vadă o semilună. Ei aveau nevoie de forță de muncă și de grâne și așa mai departe. Și când începi să vezi lucrurile așa, istoria devine extraordinar de interesantă. Și să vezi cum, într-adevăr, în anumite poziții, un singur om poate schimba istoria. Știi? Asta e absolut colosal, să influențezi destinul aproape a unei planete dintr-un scaun de undeva din mijlocul munților, de exemplu, sau alte. Da. Ce vă fascinează la alte popoare, la americani, de exemplu? Ah, interesant. Mă fascinează puține lucruri, dar mă fascinează. Vă întreb asta pentru, pentru cine nu știe, ați fost, da, am trăit mult acolo, da. Unii îmi și zic american și înțeles. Dar nu, nu din Texan. Potrivă, texanul, da. Sunt mândru de treaba asta. Să știi că sunt, de exemplu, lipsa de falsitate. M-am și gândit de unde vine la noi tendința, dar nu-i tendință, e o manifestare crâncenă, așa. Evident. Să fim sau să arătăm că suntem altceva decât suntem. Știi? Ne mințim permanent, pe noi înșine și, evident, pe toți cei din jurul nostru. Da? Cred că din cauza faptului că sistemul atunci producea un anumit tip care părea ideal și acceptat și toată lumea trebuia să fie așa. Nu. Oamenii sunt frumoși exact așa cum sunt ei. Nu trebuie să știm toți să recităm Eminescu, nu trebuie să știm toți cine a fost Beethoven. Nu. Oamenii sunt frumoși tocmai pentru că sunt așa cum sunt ei. Și asta îi face să pară oameni simpli. Iarăși este doar o chestie de percepție. Și sigur. Dar asta îi face pentru că sunt tot timpul pe baze foarte solide, îi face să fie extrem de siguri pe ei și au o capacitate de organizare și de auto-organizare absolut fabuloasă. Știi? Adică eu acolo am văzut complementul nostru perfect. Adică dacă aș avea minți românești organizate de americani, nu cred că ai putea să-mi faci ceva vreodată, știi, în sensul ăsta. Dar asta e fascinant, să vezi cum pot din nimic să organizeze ceva și să funcționeze. Acest lucru se educă. Practic, suntem la jumătatea drumului, dacă obținem, da, ceau. Da, suntem cum era Windows și Apple-ul acum 20 de ani, da. Părem complet inconciliabili. Se educă într-o parte, se vede... Pur și simplu, se învață prin mimetică, cum învață copiii, de fapt, cel mai mult, și văd în jurul lor. Dar, repet, faptul că îți menții o onestitate, uneori este dureroasă. Și față de tine, față de capacitățile tale, știi că în jurul tău, când un om vine și îți spune că știe să facă un lucru, știe să-l facă, pentru că la fel de onest îți spune că habar n-are să facă chestia aia și mai mult încurcă. Deci în momentul ăla lucrurile devin foarte, foarte simple, de fapt. Și cum sunt, de fapt? Este un lucru de înțeles în același timp, critica aceasta asupra ceea ce putem face, în special a ceea ce nu putem face. Da. Și este acest exemplu foarte recent. Mm-hmm. Finlanda construiește o super bibliotecă în centrul capitalei Helsinki cu ocazia aceluiași moment, centenarul, uh-huh, în cazul Finlandei. Iar noi mulți au criticat că fie nu construim nimic, fie construim doar Catedrala Mântuirii Neamului. Da, mă rog, pe bună dreptate. Adică unele argumente sunt rezonabile. Este exact ce vorbim. Dacă ai fost în Finlanda, probabil că ai fost. Sunt niște oameni care prima oară te șochează prin simplitate. Și nu au nicio secundă tendința să se arate mai altfel și mai bun și mai șmecheri, că e la mare modă, decât sunt. Și asta pe de o parte. Pe partea cealaltă înțeleg care sunt lucrurile cu adevărat importante. Da? Pentru că ceea ce nu înțeleg acum foarte mulți dintre, repet, conducători, nu sunt lideri, și din păcate multă lume se le lasă dusă de val, este că rezultatele vorbesc. În final, oricât ne-am bate noi cu toba și am vrea să părem și construim tot felul de case fantasmagorice și mai știu ce alte băzdăgăni, la final, când se trage linie, contează doar rezultatul.
Și cred că asta o să fie schimbarea fundamentală în psihologia poporului ăsta și altor popoare. Sunt multe în situația noastră, nu suntem noi nici cei mai urâți, nici cei mai proști dintre oamenii de pe pământ. Momentul în care îți dai seama că doar ce faci bine contează și rămâne după tine. Și știi, văd că așa încep să-și dea seama, bine domnule, l-a adunat case, știi că a fost o invidie națională pe ăștia care au reușit inițial să facă averi și toți voiau televizor ca lui Becali, mașină ca lui ălaltul și tot așa. Dar încet încep să-și dea seama că uite domnule, s-a dus și ăla, și ăla, și ăla și sute de milioane să omoară copiii după el. Plus că în urma lor n-a rămas absolut nimic. Știi? Și apare așa un fel de trezire națională, sper, din toată inima, în care ceea ce ai făcut cu mâinile tale bine și rezistă și dăinuie, abia aia poți să spui că e ceva ce ai făcut tu. Altfel, suntem fix ca râbele. Să ne trezim, deci. Mulțumesc foarte mult pentru acest... Da, deci atât rămâne. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mulțumesc pentru invitație. Bogdan Iliescu, cred că și la mulți ani. La mulți ani. Cred că am ajuns în această emisiune și am atins exact ceea ce trebuie să însemne patriotismul, dincolo de festivități, dincolo de festivism și dincolo de diverse discursuri care înfrumusețează lucrurile. Așteptăm să ne scrieți dacă a fost așa pe adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vociliasului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți de la 17:30. Acum vă urez o seară cât mai bună și la mulți ani!